Cea de-a noua staționare a Caravanei Culturii Sălăjene a avut loc duminică la Surduc. Evenimentul, organizat de Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj și Asociația Culturală Jad, își propune o reabilitare morală a ceea ce în România pare a se fi uitat, valorile culturale care dau identitate și forță comunităților locale. Proiectul Caravana Culturii Sălăjene se dorește a fi o piedică în calea uitării, sloganul inspirat din scrisul pe peretarele din casele țărănești. Totodată se vrea un omagiu, un semn de recunoștință aduse pe personalităților, oamenilor de vază care s-au ridicat din sânul comunității, care au pornit dintre noi și au devenit exemple pentru noi. Și Surducul a dat cu prisosință astfel de personalități. Am putut constata asta duminică, când sala de spectacole a Căminului Cultural din localitate a devenit neîncăpătoare. Locuitori din toate cele 7 sate ale comunei au venit să-și reîntâlnească foștii colegi de joacă, de școală, care din vari motive au părăsit obârșia și acum sunt, vorba romanței, învățați cu multă carte. La intrarea în Căminul Cultural, fiii satului sau altfel zis, musafirii de vază au călcat pe covorul roșu întâmpinați de Maria Onicaș, primarul comunei Surduc, de Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă, de Emanuel Petrean din cadrul Asociației Culturale Jad. Invitat de onoare al evenimentului a fost binecunoscutul actor Dorel Vișan, pe care între anii 1956-1960 îl găsim profesor la Școala Generală din Surduc. O vorbă că criminalul se întoarce la locul crimei. Probabil că în interiorul omului există un lucru veșnic ascuns care îi și dă, de fapt, îi și dă personalitatea, ori de criminal, ori de savant. Ei, și lucrul acela îl îndeamnă uneori să revadă locurile pe unde a trecut sau locurile unde și-a lăsat o scamă, cum zicea Lucian Blaga, din personalitatea lui, din sufletul lui. Eu am lucrat aici 3 ani ca profesor de educație fizică la școală. Chiar am trecut pe acolo să o văd de ruină. Acum cine trece pe acolo nu mai știe că acolo a fost școală, acolo s-au consumat niște niște idealuri, niște speranțe. Și a fost o perioadă, eram și tânăr, foarte tânăr, și a fost o perioadă minunată, o perioadă de întâlnire cu oameni extraordinari care acum sunt aici, unii care mi-au fost elevi, alții care au fost profesori, sunt aici și asta este o dovadă că a fost o perioadă productivă, o perioadă ziditoare. O perioadă în care s-au creat niște rădăcini. Și rădăcinile astea te fac să vii înapoi cu fructul, ca să zic așa. Deci asta este, asta mă leagă, de asta am venit. Încă domnul profesor Petran, care mai este aici încă, suntem în relații foarte bune. Băiatul lui este directorul Teatrului de Copii din Cluj. Într-un fel am ajutat și eu ca artist așa când s-a format. Dar nu numai pentru asta, pentru mă leagă așa niște lucruri ca și în zona de unde m-am născut, cu alte nuanțe, cu alte trimiteri. Aici am cunoscut niște mineri extraordinari pe vremea aceea, cu care eram prieteni. Și mulți care nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească, dar care m-au marcat și pe mine și m-am format într-un anumit fel. Deci asta este întoarcerea. Sper că va fi o întâlnire cu oameni aici în care vom mai povesti niște lucruri. Cum vi se pare Surducul de azi? E schimbat. Sunt multe lucruri schimbate. Numai dărâmăturile de la școală mai sunt, așa, de la vechea școală, dar vechiul, noul liceu este superb. Comuna e schimbată, se vede că este un primar destoinic aici, am înțeles că e doamna Maria. Am fost și la biserică, am asistat puțin la slujbă, un preot minunat, așa, și e schimbat foarte mult și e schimbat în bine. Și faptul că sunt atâția elevi aici și faptul că se întorc cei care au plecat de aici este tot o schimbare în bine, totul bine. Ce înseamnă pentru dumneavoastră, o întrebare cu care probabil v-ați mai întâlnit de multe ori, cinematografia, filmul în viața noastră, ce reprezintă? Este, cum să spun, ceva care ține de fundamentul unui artist.
Din păcate, cinematografia actuală folosește mai puțin artiștii care s-au format în condiții culturale, dar rămâne oricum o formă de manifestare a unui neam și care ar trebui să lase semne. Nu știu câte semne lasă. Dacă se vor întoarce oamenii înapoi, înseamnă că a lăsat, dacă nu, nu. Ca scriitor, ultima carte v-a apărut în 2003, Psalmi. Pe când următoarea? Ei, între timp am publicat o carte care se numește Cine îi păzește pe paznici. Este o carte de eseuri, de articole, care l-am scris la îndemnul lui Adrian Păunescu și care, eu zic că merită să fie citită, că fiecare se regăsește puțin acolo. Cât de cât. Da.